Am pus aici niște apă și acum punem niște fulgine de ovăz. Nu-i cântăresc, îi punem așa după ochi. Ok, suficient. Până o mănânc peste câteva ore vreau să se răcească și apoi suba la frigider. Și o să fie un desert super răcoritor și o să se întărească și mai tare așa. O să fie super, exact ca o budincă. Ok, m-am uitat, avem foarte multă mâncare aici. Mâine când mă trezesc, trebuie să mă cântăresc neapărat că este joi. Și vreau să văd câte kilograme am, să văd dacă trebuie să mănânc mai puțin sau putem să mâncăm la fel ca până acum. Ok, asta a dat un clocot budinca, o oprim. Ăștia mai lăsăm că trebuie să se încălzească bine carnea și continuăm cu budinca. Punem o cupă de proteină cu cacao. Trebuie să fie proteică, de-aia o și mănânc mai târziu, ca să mai am o servire de proteină încolo. Așa, și acum amestecăm. Ia uitați ce mișto se înțelește. Se face mai groasă și mai dulce și cu aromă de ciocolată, așa. Cam așa arată rezultatul final. Am pus o banană, am pus sirop cu 0 calorii, cu ciocolată. Cealaltă banană o să mănânc imediat după ce mănânc porția asta de ardei. A ieșit foarte multă, vedeți, aproape de pe lângă. Vreau să o pun într-un castron mai mare. Și mi-aș fi dorit să mai pun și scorțișoară, însă n-am avut. Și niște stafide mai mergeau, la fel, foarte bune și alea. Nici din alea nu am. S-a făcut ora 12 noaptea și mi-am adus budinca asta sus, aici la mine la laptop. Hai să vedem cum arată. Ia uitați ce fain, s-a întărit. E destul de multă, nu știu dacă pot să o mănânc pe toată, dar voi trage așa de ea toată noaptea și o să reușesc să o mănânc până ador.